În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, o să încep cuvântul de învățătură de astăzi, pornind de la lectura unui text consistent și care ne poartă într-o istorie veche care se împlinește în zilele noastre. Și acest text, scris cu referire la această zi, a primit un titlu sub chipul acesta: Împlinirea profeției despre smerenie. Iar conținutul se referă la faptul că evanghelistul Ioan, făcându-se purtător de cuvânt apostolilor și în general celor care au înțeles mai târziu ce e drept, ceea ce se întâmpla deodată cu intrarea Domnului în Ierusalim, l-au citat pe prorocul Zaharia, cel care cu mult timp în urmă, în duh profetic, a descris modul în care Hristos avea să intre în cetatea Ierusalimului. Este vorba de cartea prorocului Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Preluat acest verset de evanghelistul Ioan în descrierea momentului, în fragmentul evanghelic pe care tocmai l-am ascultat și în mod special capitolul 12, versetele 14 și 15. Și Iisus, zice autorul Evangheliei, găsind un asin tânăr, așezut pe el, precum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată, împăratul tău vine șezând pe mânzul asinei. Și de aici înțelegem că modul în care Hristos intră în Ierusalim era văzut înainte de vreme, în mod profetic, ziceam, de prorocul Zaharia și că astăzi, sub chipul acesta, se împlinește profeția despre smerenie a prorocului Zaharia. Pornind de la acest accent pe care l-am pus la începutul cuvântului de învățătură, zicem lucrul acesta. Prima duminică a perioadei triodului, închinată Vameșului și Fariseului, are în centru smerenia. Și iată că ultima duminică a perioadei triodului are și ea în centru smerenia. Doar că în cazul primei duminici este vorba de smerenia omului, iar în cazul duminicii de astăzi este vorba de smerenia lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Smerenia omului, sub chipul vameșului din Evanghelie, este necesară, și subliniez, necesară, din pricina, mai înainte de orice, a geneticii lui căzute și a comportamentului în consecință, a slăbiciunilor lui, a sărăciei, a bolilor sau a tuturor celorlalte situații care ne plasează într-o astfel de realitate. Omul, în orice moment s-ar afla în viața lui, nu se poate desfășura decât în acest context al smereniei, pentru că îl obligă starea în care este la timpul prezent. Și acum nu vorbim despre o altfel de smerenie asumată, ci vorbim pur și simplu de smerenie ca și condiție a omului, ziceam într-o lectură, aici și acum. Când vine vorba de Dumnezeu și zicem acum de Fiul lui Dumnezeu întrupat, care se arată sub chipul smereniei intrând în Ierusalim pe mânzul asinei, aș zice, aș m-aș exprima sub chipul acesta: smerenia lui Dumnezeu
este fără motiv, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Este nenecesară, iarăși zic cu ghilimelele de rigoare. Pentru că la Dumnezeu lucrurile nu stau așa cum stau la om. Și însăși ființarea lui, nu în mod obligatoriu, îi indică smerenia. El se arată sub chipul acesta pentru că așa vrea, pentru că așa este Dumnezeu. Este smerit în persoana, în existența personală, este smerit în ființa sa, pentru că Dumnezeu dragoste este. Și dragostea se manifestă sub chipul smereniei. Și pentru a argumenta acest lucru ne vom folosi de Epistola către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 2, versetele 7 și 8, în care, într-un mod limpede, într-un mod explicit, Sfântul Pavel ne-l descrie pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, manifestându-se sub chipul smereniei. Despre el zice că s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă, adaugă el, moarte pe cruce. S-a smerit în chip de rob și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Iar Sfântul Isaac Siru, în cuvinte puține, sintetizând, va zice că smerenia este veșmântul dumnezeirii. Numai puțin decât atât, este veșmântul dumnezeirii. Așadar, Dumnezeu este smerit în firea Lui. Așa este Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dragoste este, în consecință Dumnezeu smerenie este. Acum, de ce în mod imediat și concret la acest eveniment al intrării în Ierusalim, Fiul lui Dumnezeu întrupat se arată așa de smerit și chip al smereniei desăvârșite? Și subliniem lucrul acesta și indicăm o pistă de înțelegere pe care o socotesc esențială. Hristos, intrând în Ierusalim, El vrea să se arate reprezentantul împărăției lui Dumnezeu, care este străină de orice forță, de orice vicleșug, și nu se folosește de niciun fel de diplomație omenească, sub orice chip s-ar putea manifesta aceasta. Nu se folosește de minciună și nu vrea să se impună sub nicio formă. El este numit Împăratul lui Israel. Însă Împăratul lui Israel se arată în comportamentul său într-o formă surprinzătoare și de neașteptat pentru cei care erau adunați, pregătindu-se pentru sărbătoarea Paștilor în Ierusalim. El nu forțează, pentru că smerenia niciodată nu poate să impună. Ar fi avut suficiente motive, sau și dacă ar fi să punctăm unul singur, de altfel evidențiat și de autorul fragmentului evanghelic de astăzi, apostolul și evanghelistul Ioan, modul în care el ar fi putut să forțeze era tocmai învierea lui Lazar. Pentru că cineva care se arată stăpân nu doar peste viață, ceea ce s-ar mai putea întâmpla temporar, ci se arată stăpân peste moarte și poate să ridice pe cineva din moarte, cu siguranță ar putea să se folosească de forța minunii și să se impună în fața celorlalți, iar ceilalți să îngenuncheze, nu pentru smerenia lui, ci tocmai pentru puterea care se vede din comportamentul lui și din ceea ce el reprezintă și din ceea ce el vestește și se arată ca reprezentant al unei împărății în care viața este mai puternică decât moartea. Însă intrarea lui contrastează cu tot ceea ce s-a întâmplat în Betania cu puțină vreme înainte, adică cu această săvârșire a minunei care ar fi putut să îi îngenuncheze cu deasila
pe cei care erau prezenți acolo. El vine, spuneam, într-un mod atât de surprinzător, urcându-se pe mânsul Asinei, încât sub nicio formă nu se validează în această direcție a silirii, a puterii prin care el să se arate și să se impună în fața celorlalți. Poporul, așa cum înțelegem din descrierile evanghelistului Ioan, trăiește cu uimire acest moment, trăiește cu uimire gândindu-se la învierea lui Lazar, dar bineînțeles că trăiește cu uimire și rămânând stupefiați de-a dreptul de smerenia pe care o arată Domnul față de cineva care ar fi putut să intre într-un alt mod decât o face Hristos. Ei trăiesc această stare de uimire, dar în același timp, așa cum se poate înțelege, se gândesc și la beneficiile pe care cineva le-ar putea primi stând lângă cineva atât de puternic, precum se arată Hristos, cel care este stăpân nu doar peste viață, ci și peste moarte. Așadar, înțelegem și fac această subliniere încă o dată. De ce Hristos se arată sub chip smerit și se împlinește această profeție a lui Zaharia în intrarea lui în Ierusalim? Pentru că el vrea să schimbe criteriile ce țin de o anumită viziune și înțelegere a vieții în această lume, criterii care nu țin de forță, nu țin de impunere, nu țin de silire, ci țin de libertatea pe care o presupune dragostea ce se manifestă prin smerenie. Și acum vine cel de-al treilea moment pe care l-aș indica sub chipul practic. Până la urmă, pentru noi cei de astăzi, ce relevanță are această intrare smerită a Domnului în Ierusalim la nivelul vieții cotidiene și adaug sub înfățișarea ei duhovnicească? Hristos ne arată altă cale în viața duhovnicească, pe care aș numi-o libertatea smereniei. Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex, ca de altfel mulți alți părinți, dar poate el într-un mod atât de direct, afirmă lucrul următor, că nicio faptă făcută în afara libertății nu are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și zic încă o dată, nicio faptă făcută în afara libertății nu are valoare înaintea lui Dumnezeu, nu are valoare veșnică. Și ce presupune această libertate? Presupune a nu fi determinat într-un mod agresiv, într-un mod direct, într-un mod care să apeleze la distrugerea propriei tale libertăți în așa fel încât tu să te manifesti în consecință, ci fiecare faptă să fie de fapt generată de simțirea lăuntrică pe care cineva o are și de o altfel de putere decât cea care se vede într-un mod exterior și cea care te îngenunchează cu deasila. Schimbarea pe care o aduce Evanghelia, zic, la nivel de mentalitate, este tocmai aceasta. Evanghelia nu se impune, ci se propune. Hristos invită. De aceea, peste tot, El va zice cine vrea. Și a existat dintotdeauna și până la capătul timpului, probabil, această ispită de a ne gândi în mod colectiv, să spunem, dar și în mod individual, și de a apela la mijloace de coerciție, mijloace de silire, mai directe sau mai discrete, prin care cineva, o persoană sau mai multe persoane, să se întoarcă chiar și la credință și să vină împreună cu noi, să se adauge bisericii. Însă Evanghelia de astăzi, ca de altfel întreaga Evanghelie, contestă vehement o astfel de metodologie. Oricât ne-am dorit ca să fie bisericile pline și să fim toți urmând Evangheliei, lucrul acesta nu se poate decât prin propria libertate și fără niciun semn de silire. Dacă Hristos însuși vine sub chipul smereniei și nu ne silește să îngenunchem înaintea Lui, cu atât mai mult, nici noi, cei din biserică, clerici sau mireni, nu putem apela la o astfel de metodologie ca să-i convingem pe ceilalți și să ni se adauge nouă. De aceea vedeți că, în general, atunci când încercăm
să forțăm, într-un fel sau altul, și pe membrii propriei noastre familii de a face anumite lucruri pe care ni le dorim, această atitudine nu aduce rezultate. Pentru că schimbarea, pentru că o viață duhovnicească nu poate să fie decât semnul totalei libertăți și lucrării pe care Hristos o face în această libertate, și zic, fără niciun fel de impunere din afară. În sensul acesta, înțelegem că libertatea pe care o aduce smerenia este semnul dragostei, este chipul dragostei, pentru că atunci când iubești pe cineva, nu poți să-l silești. Și Hristos se arată cu ghilimelele de rigoare neputincios în fața libertății omului. Nu că n-ar putea să ne silească, într-o formă sau alta, să ne întoarcem la El. Însă atunci n-ar mai fi și lucrarea omului, ar fi doar lucrarea Lui. Iar Dumnezeul cinstește pe om de când l-a făcut și până la sfârșit, în sensul în care omul de la început și până la sfârșit poate să-L accepte și să-L primească pe Dumnezeu în viața lui, sau poate pur și simplu să-L refuze și să-L tăgăduiască. De aceea mai târziu, la provocarea pe care i-au făcut-o să se coboare de pe cruce, El nu răspunde. Măcar că și putea să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că orice minune sub chipul acesta i-ar fi îngenunchiat pe ceilalți care erau la poalele crucii și i-ar fi întors, nu pornind de la libertatea lor lăuntrică și de la chipul smerenie pe care El a arătat așezându-se în mâinile oamenilor, ci de la puterea care s-ar fi arătat coborându-se de pe cruce, i-ar fi îngenunchiat cu deasila. Ori, zic încă o dată, pornind de la ceea ce pomenea Sfântul Cuvios Sofronie de la Essex, nicio faptă făcută în afara libertății nu are valoare înaintea lui Dumnezeu, nu are valoare veșnică care să treacă de acest pământ. Numai în fața smereniei suntem liberi realmente să alegem. Numai în fața smereniei putem să ne asumăm o viață duhovnicească. Și dacă am zis că smerenia este chipul de manifestare al dragostei, mă voi folosi în continuare de prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, citindu-vă două versete, așa cum o vede Sfântul Apostol Pavel, descriind la nivel de conținut tocmai această atitudine a smereniei, prin care Hristos este Cel care vine înaintea omului și se pleacă înaintea omului și nu așteaptă într-un mod silit, într-un mod forțat, ca omul să îngenuncheze înaintea Lui. Și zice Sfântul Apostol Pavel despre dragoste, că ea, și aici putem să-L așezăm pe Hristos drept chip desăvârșit al dragostei, chip desăvârșit al smereniei, ea, dragostea, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește. Hristos nădăjduiește pentru noi, în schimbarea noastră. El crede în schimbarea noastră și nădăjduiește în schimbarea noastră și, în consecință, toate le rabdă, dragostea, toate le rabdă, Hristos toate le rabdă. Și în cele din urmă, concluzia este, dragostea nu cade niciodată, pentru că dragostea este semnul libertății, pentru că dragostea este însoțită de smerenie. Floriile, încercând să sintetizez și să reiau cele trei idei pe care le-am evidențiat, înseamnă, așadar, sărbătoarea sau momentul în care se împlinește profeția despre smerenie. Și aș zice mai departe, că înseamnă, în consecință, introducerea în dragostea dumnezeiască a crucii. Am pomenit la început că postul, că perioada triodului începe cu exemplul smereniei în cazul omului, vorbind despre vameș, apoi am zis că se termină cu ultima duminică din aceeași perioadă cu smerenia lui Hristos, și în felul acesta am pomenit cea de-a doua idee, că Hristos se arată smerit intrând în Ierusalim pentru că vrea să ne arate un alt profil decât cel cu care noi suntem obișnuiți când vine vorba de o împărăție, și anume profilul împărăției lui Dumnezeu, care este dragostea și este smerenia și este întoarcerea în consecință de bunăvoie. Iar în al treilea rând am arătat acest lucru, că în biserică și în ceea ce ține de viața duhovnicească, tot ceea ce are valoare înaintea lui Hristos
se desfășoară doar în duhul libertății pe care o presupune smerenia, adică decizia noastră personală de a ne schimba viața, nu pentru că am fi siliți, ci pentru că îl vedem pe Dumnezeu cel care vine în el în întâmpinarea noastră. De aceea, astăzi zicem, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, referindu-ne la Domnul Hristos, dar zicem în continuare că binecuvântați suntem și noi, cei ce venim în numele Domnului, cei ce intrăm în smerenia Domnului pe care o învățăm privind la icoana intrării Domnului în Ierusalim. Amin.